Am revenit, ne-am distrat foarte bine cu băieții de la Skateboarders. Dacă ați ratat cumva momentul din emisiune, aveți o șansă de seară la ora 11 în reluare să vedeți emisiunea. A fost foarte tare, am făcut ce n-am făcut niciodată, o să vedeți despre ce este vorba. O să le lăsăm acum pe fete, pe concurentele noastre, să treacă prin o probă foarte bouncy, pentru că vor sări pe niște minci. Nu e periculoasă deloc, însă este cu foarte multă frișcă și cu multe distracții și zâmbete. Veți vedea de ce în câteva secunde. Fetele, avem două minci, fiecare fată pe minge. Va trebui să săriți până la farfuria cu mingile de ping-pong. Hai, mai facem o demonstrație, Romana? Hai să le mai arătăm o dată. Că nu degeaba ne-am luat pantaloni scurți astăzi pe noi. Astăzi ne putem desfășura. Așa, mingea roz la mine. Bun. Sunt cam mici. Uite cu desenul în față. Întoarce și tu desenul în față, să se vadă. Așa. Eu am un arici. Bun. Să nu mă înțepe arici. Deci, fetelor, în poziția asta, okay, va trebui să mergeți până la frișcă. Luați mingea de ping-pong cu gura. Veniți înapoi și plasați mingea de ping-pong sub bărbia partenerului. Atenție, când ajungeți la frișcă și la minge, n-aveți voie să vă ajutați cu mâinile. Deci, luați mingea în buze, fără să vă ajutați de mâini. Okay. După aceea vă întoarceți repejor aici, ca să dați mingea partenerului vostru. Sub bărbie sau un recipient? Că eu văd și recipientul ăsta de plastic aici. Să ne zic Ovidiu. Ovidiu. Unde plasă mingea? Nu iut. Ok. Deci la bărbia partenerului. Recipientul este pentru frișca, surplusul de frișcă, cred că. Și, practic, trebuie să faceți, să câștigați două încercări din trei ca să luați punct în acest concurs. Aveți trei ture la dispoziție. Cine reușește din prima să facă cele două ture, primește punctul, da? Hai să ne ridicăm, Cristina, că... Hai să ne ridicăm cu toate că e comod aici. Am fost destul de clară și explicite, dacă au înțeles partenerii noștri. Bun. Cine vine ca și voluntar pentru această probă? Dacă nu avem voluntari, am să vă aleg eu pe voi. 8. 8? 8. 8 cu... 3. Cu 3, cu Alexandra. Hai, 8 la mine. La mingea roz. Și Alexandra la mine. Da. Voi stați aici, băieți, nu vă mișcați de aici. Așteptați mingea ca să o primiți între gât și piept. Bun. Sper să nu alunece mingea acolo pe piept. Aici avem un tricou care să țină puțin mingea. Vrei să-ți iei tricou? Da, du-te ia-l dacă crezi că te ajută mai mult. Băieți, voi la microfon le susțineți pe fete, da? Fetelor, viteză, da? Mergeți până la minge, o luați în gură, nu vă coborâți de pe mingi și veniți înapoi și o puneți partenerului între gât și între piept, da? Să nu vă loviți cumva pe parcurs. Sunteți gata? Pe locuri, fiți gata, start! Și săriți ca și... Hai. Uite, Teodora, ce avânt are, ca și un iepuraș! Sau ca hai, Alexandra, Alexandra, nu te lăsa! Avem o minge recuperată și Teodora se întoarce. Alexandra, hai, întoarce-te că poți să recuperezi cu viteză. Aoleu! Pune mingea să nu închizi. Fără să înghițiți mingea. Și avem o câștigătoare, perechea cu numărul 8. 1-0 pentru Teodora. Bun, mingea recipient. Încă o dată să vedem. Sunt două ture încă pentru voi, vă puteți revanșa. Și pe locuri, fiți gata, start! Știi ce am uitat? Să punem mingile de ping-pong, sunt pe mijloc. Va trebui să luați mingile de ping-pong de acolo, din farfuria de pe mijloc. Așa. Și să vă întoarceți pe mingi, sărituri cât mai mari. Hai, Teo, mai mari. Se pare că Teodora va câștiga și această probă. Bravo, așa este. Și avem o câștigătoare. La muchie de cuțit, Teodora a câștigat un punct. Felicitări, perechi cu numărul 8. Dansăm și revenim cu următoarele două perechi. And me have a one man in my life. Good boy, it is a pity. I would have liked one of these mornings to wake up and find your face on a pin lying right next to mine. I would have followed the party in the smoke and the rum and the buzz and extra wine. I'm like, we see the person. Well, every time I fantasize, you see your lips, I see your right. Merge mai bon. Departe. Cu cine merge mai departe? Cu... Cine nu se așteaptă, numărul 5, hai. Numărul 5 și numărul 1. A ridicat mâna numărul 1. A vrut, știa ce știe. Cred că e rapidă în mersul pe minge. Cristina și cu Roxana, fetele noastre, sunt avantajate că nu au tocuri, ce-i drept. Da, David, dacă vrei un avantaj în plus, ia-ți tricou. David, să fac ce cu tricou pe mine? Să lipești mingea de tine, de fapt.
soarele va aduce eu multă bunăstare. Eu zic că ține părul de pe piept. Ai auzit? Dar ce înseamnă părul ăsta de pe piept? Sunt fan Tom Jones. Ești fan Tom Jones? Ah, e moștenire de familie, da. Credeam că, nu știu, e rezultatul unui fapt biologic. Testosteronul îl lăsăm pe, pentru a fi comentat mult mai târziu și de către altcineva. Ok. Bun. Fetele sunt gata, pline de estrogen. Noi și minele sunt pregătite. Am pregătit și mingile pentru pe acest fiți gata, hormon. Start! Start, fetele, egalitate! Broscuțele aveți noastre! Uac, uac! Sau iepuraș, că și iepurașii sar la fel. Honey bunny bunny bunny, yeah, honey bunny 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 bunny. Aveți grijă, yeah, honey bunny bunny. Și? Roxana? Nu, David a fost primul. Ok, atenție la genunchi. Cursa este foarte strânsă între broscuțele noastre. Fetelor, să nu vă bateți pentru minge, doar atâta vă rog. Roxana are un mic avantaj, deoarece și-a luat avânt acum. Așa. Și a câștigat un punct pentru Roxana. E un Roxana. Punct pentru Bravo. Numărul 1. Bravo, Roxana, felicitări. Lavinia mi-a zâmbit foarte frumos și n-am putut să nu aleg. Așa, iar eu o să aleg perechea cu numărul 4. Bianca și cu Sandu. Ea deja s-a poziționat aici pe minge. Cum e? Confortabil. Bun. După aceste probe vom avea și niște invitate surpriză. Nu vă zic încă despre cine este vorba. Invitate speciale. Bun, fetelor, ați înțeles ce aveți de făcut. Totul e pregătit. Atenție la genunchi. Fiți gata? Start! Sărituri mai ample, mai cu boltă, fetelor, mai Bianca, cu viteză. Bianca, viteză, viteză, că altfel îți ia înainte. Lavinia, cred că se întoarce, deja a luat mingea și urmează să ajungă la Tudor. Și uite, deja poziționează mingea. Wow, ce și sărut! Așa pare din spate. A câștigat Lavinia. Măi, Lavinia asta cred că are un prieten fotbalist. Nu știu, vorbești din experiență. Da, înțeles, bine, dacă tu zici. Și Lavinia se întoarce cu a doua minge. Două din trei câștigate. Un punct pentru Lavinia. Felicitări! Bianca, bravo! Nicio problemă, recuperezi mâine. Hai să dansăm! Bravo! Like Jagger, fetele noastre moves like Jagger. Sau ca o broscuță sau iepuraș, așa cum vom înțelege pe românește mai bine. Ești pregătit, Robert? Foarte. Cu ce ești pregătit? Vorbele latine, ai că știu. Și cu mărul lui Adam magnetic. Da, am un spațiu aici foarte frumos. Ovi se potrivește pentru mingea de ping-pong. Ovi a făcut ultimele retușuri la partenera sa. Sunt pregătite fetele pe locuri, fiți gata, start! Către mingile de... Hai, Monica! Sandra! Fetele noastre sunt dotate cu totul de calități. Avem galerie! Hai, Monica! Hai, Monica! Alexandra. Hai, Monica, că poți! Și Alexandra se apropie și a dat un săr. Mamă, ce bine a gătat acum a cuprins cu Monica! Hai! Alexandra. Monica s-a murdărit puțin pe năsuc cu frișcă.
Așa, îmbrățișarea cu frișcă și minge. Robert, minge, știi unde trebuie să cred vină. Cred că lui Robert îi place foarte mult să fie Monica, îmbrățișat. Ce faci? Renunți? Hai, Monica, nu renunța, că mai e o tură. Alexandra s-a întors deja cu a doua minge și... Monica, ai renunțat. Și nu am renunțat. Am încercat să fac, dar... Asta este, a fost mai rapid, Alexandra. Și dați, vă rog frumos, un cadru cu fața Monicăi să vedeți ce drăguță e, ca un iepuraș. Exact, mersi. Bun, mulțumim foarte mult și hai să dansăm cu Carlos. Am terminat cu proba asta, dar mai cele mai importante participante sunt Mia și cu Diana. Diana! Mia și cu Diana, două fete frumoase. Colegele noastre de la Transilvania Loc, poftiți alături aici de noi. Hai, Mia, știu că nu vrei, dar n-ai ce să faci. Este o probă foarte ușoară, Mia. Aveți și galerie, fetelor. Și acum strigăm pe Diana toți în cor. Hai, Diana! Mesaj hai, pentru Ovidiu, nu te uit. Hai, Diana! Hai, Diana, nu pierde vremea. Hai, Diana, că te așteptăm. Hai, Diana! Aveți voie la o revanșă, nu știu, cu altă ocazie, probabil. Știu că sunteți foarte petrecărețe și o să-i pregătiți o surpriză pe măsură lui Ovidiu. Vrem să ne alegem partenerii. Ovidiu, te rog frumos să vii aici. Aduceți-o cu forța pe Diana dacă nu mă duc eu după ea. Vrei să fug după tine cum ai fugit tu după rochizile? Deci ne alegem băieții? Hai măi, Diana! Nu! Uite pe acolo cu ochelari. Bun, am pregătit Alex, fetele. Nu? Alex, câmpian e numele tău, te rog frumos să vii aici. Alex, mai cu tupeu, zice Diana. Hai, nu ne dezamăgi, nu ne lăsa la greu. Și noi chiar ne dorim ca Ovidiu Mărginean să vină. Wow, Ovidiu Mărginean! Deci îl dorim pe el. Ba poți, ba poți, ești în car, dar poți veni, că ai acolo asistenți foarte buni. Hai, Ovi, bine, hai! Producători, eu renunț aici, stau, fac greva foamei. Hai, Ovi! Ovidiu! Hai, Ovidiu! Hai, Ovidiu! Hai, hai! Zice Ovidiu, că nu poate să vină data viitoare, va! Ne dezamăgești! Diana, alegeți atunci pe altcineva, pe un alt avantar. Uite, avatar văd, pentru tine. Uite, acolo văd pe un tricou galben care se ascunde după boxar. Îl cheamă Acoș. Acoș. Acoș, ai încoace. Nu te ascunde. Merge Diana după el. Între timp pregătim baloanele pentru fete. Mingile de ping-pong sunt și ele pregătite. Diana, de ce l-ai ales pe Acoș? E dacă cel mai simpatic de aici din zonă. Pica și mă voi lovi, cine va plăti spitalizarea? Noi o să avem grijă. Ovi, Ovi zice că... Super, îmi crește salarul cumva? Da, e un bonus din partea noastră. Zice că-ți dau monede. Bun, pregătim fetele, puțin la brațe ca să le... Masaj, ceva așa de relaxare înainte. Ridică-i coada. Fetelor, sunteți ok cu pantofi în picioare? Nu vă descălcați? Nu vă descălțați? Nu. Bun. Nu, că Diana are papuși, se descurcă sandale, de fapt. O probă pentru fetele noastre. Bun. Mia și cu Diana se întrec în proba, găsește mingea din frișcă. Avem voie să trișăm, să ne așteptăm una pe alta. Aveți. Cum vreți voi, cum vreți voi. Trece, trece cu vederea. Nu stai jos. Nu? Bine. Ok, treceți batalioane române carpații pe locuri, fiți gata, start! Fetele noastre, uite hai, ce broscuți avem! Mia! Hai, Mia! Hai, Mia! Haide, hai! Lăsați hai covorul! Lăsați covorul! Hai, Diana! Uite cât de drăguțe sunt, se țin de mânuță! Foarte încet să mișcă ambele! O pereche de fete și o pereche de... două perechi de...
Ei, dar n-a fost corect, trebuia să vă întindeți după minge. N-a fost corect, să știți. Haideți acum așa înapoi. Măcar pune-o în gură, te rog. Fără să o înghițiți. Hai. Nu scap de mine. Ce râde Ovidiu, ce hai, râde Ovidiu, hai, se hai, distrează foarte. Vine și ei, avem un câștigător. Nu te uit, m-ai măzgălit cu frișcă toată cum ai vrut astăzi. Și avem o câștigătoare, Mia. Bravo, Mia. Da, asta e, o să mă duc cu coada între picioare. Nu cred că mi-ajunge, dar felicitări, Mia. Asta, să dansați pe toți. M-am băgat frișca la frigider, asta a fost pedeapsa noastră. Vezi, toate se plătesc în lumea asta. Hai să dansăm. Hai să dansăm. Now or what? He would always win the fight. Bang bang. You shut me down. Bang bang. I hit the ground. Bang bang. That awful sound. Bang bang. My baby shut me down. Down, 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 down. Dragilor, am luptat pentru punctele în această seară. Acum urmează să vedem cum stă clasamentul. La ora aceasta mai avem un sfert de oră din emisiune. Cine are mai multe puncte? Roxana debutează cu 7 puncte, Monica 2 puncte, Alexandra 5 puncte, Bianca 6 puncte, Cristina 4 puncte, Alexandra Seche 7 puncte, Lavinia 5 puncte și Teodora tot așa 5 puncte. Felicitări concurentelor Roxana și Alexandra Seche pentru că ele au 7 puncte, cel mai bine stau în clasament în momentul de față. Mai aveți încă o șansă pentru că mai urmează o probă în piscină. Este vorba despre proba în care băieții stau în picioare în piscină cu mâinile ridicate și fetele o să arunce cu colaci peste băieți. Cine reușește să arunce mai repede 3 colaci peste băieți, câștigă. Așa, Cristina, hai să alegem perechea cu numărul 3 de această dată, Alexandra. Și numărul 6 cu Alexandra. Alexandra și cu Alexandra, haideți la piscină! Numărul 3 și numărul 6 se duelează în acest moment pentru ultima probă din această seară. Ne îndreptăm spre piscină, unde fiecare băiat va trebui să intre în apă la o distanță egală de bazinul nostru, de marginea bazinului, iar fetele vor trebui să arunce cei 3 colaci pe ei, cu mâinile sus, bineînțeles. Eu zic să trimitem băieții pe la mijlocul piscinei. Mai încolo, pe la mijloc. Așa, primul a sărit în apă, cine e? Este Ovidiu, Ovidiu cu Paul. Cu Paul. Ovidiu și cu Paul. Stați puțin mai depărtați și brațele sus. Da, puțin mai departe de el. Destulă distanța, Romana. Puțin mai încolo. Mai în spate. Mai aproape de noi. Ovidiu, puțin mai în dreapta ta. Așa, mai în dreapta ta. Atenție să fiți la aceeași egalitate și de marginea bazinului, dar și distanța dintre voi să fie la fel. Prima care reușește să introducă primii 3 colaci câștigă punctul de la noi. Pe locuri, fiți gata, start! Haideți, fetelor! Uite, avem deja un colac peste Paul! Alexandra reușește primul colac pe Paul, nu-l scos! Nu, rămâneți cu colacii! 2 colaci! 2 colaci și un colac pentru Ovi. Și cine mi-aduce aici? 2 colaci cu 2 colaci! E calitate, să vină un băiat. Ce facem? David, avem nevoie de colaci din apă! Hai că îi scoatem rapid! Să sară fetele după colaș mai bine, nu? Da, până... Și hai până ies fetele din apă, până... Na, bun. Nu ne mai vezi, nici nu trebuie să ne vezi, stai doar cu mâna sus. Țineți mâinile sus, pentru că mai încape un colac peste voi. Sandu, îți mulțumim. Fetele... Nu dați... Atenție, dați doar la startul nostru, da? Cu colacul pe băiat. Un colac pentru Alexandra și un colac pentru Alexandra. Bun, sunteți pe locuri, pregătite? Fiți gata, start! Și avem bravo, o câștigătoare, Alexandra numărul 3, primește punctul de la noi. Mă bucur, am câștigat de voi. Probe. Nu mai am nimic de ascuns, pot să mă duc tot. Mai sus.
dau totul peste cap. Că poate fac doar lucruri care-mi plac. Poate nu mă îmbrac la costum, poate nu spun minciuni, sunt liber să fiu stăpân pe ce fac. Mulțumim, mergem mai departe cu Cristina și cu Bianca. Băieții în apă sunt David și cu Sandu, brațele sus. Fetelor, va trebui să puneți și de repede colagii pe acești doi băieți minunați. La David puțin va fi mai greu, trebuia să-i dăm niște tocuri. Nu e prea mic, David a mai trecut prin proba asta cu succes, dacă bine mi-aduc aminte. Dacă se aruncă bine, corect. Evident. Fetelor, și la startul nostru, pe locuri, fiți gata, start! Și un colac, egalitate doi, până colaci, acum. Doi colaci, bun. Doi colaci, start! Haideți, fetelor, cine aruncă mai repede trei colaci? Egalitate, și fetele. Ultimul colac, concentrare maximă, start! David ține brațele sus, wow. Și egalitate! Câte un punct pentru fiecare. Bravo, fetelor, foarte felicitări. Frumos. Deși Cristina zicea că ea a fost primul, dar eu zic că egalitate. Aia e de fapt. Așa, bun, hai să dansăm. Bun, dragilor, am revenit, am pregătit următoarele două perechi aici la marginea bazinului. Mai e un pic și intru și eu în apă. Îți place să stai acolo pe margine, mie? Da, îmi place să risc totul pe tocuri. Bine, pe tocuri, Ionuț este în apă cu Tudor și se pregătesc fetele noastre la startul nostru pe locuri. Fiți gata, start! Egalitate! Câte un colac pentru băieții noștri. Doi colaci, doi colaci, bravo! Fetele se pricep, sunt Roxana foarte bune la proba asta. Roxana și Lavinia, nu? Știu să țintească și prima care a câștigat, este Lavinia. A câștigat numărul 7, un punct pentru Lavinia. Bravo, bravo. Lavinia. Și hai să chemăm și următoarele ultimele două perechi. Ultimele două perechi, Monica cu Robert și Teodora cu Sorin. Haideți, fetelor. Haideți, Monica, te rog să mă dezamăgești la proba asta. Sper, încerc să fac tot ce pot. Bun, Roberto, ajustu puțin. Haideți, băieți, plasați-vă în apă la distanță egală de bazin. Pregătim colaci în stânga și în dreapta mea. Trei colaci. Colacii sunt pregătiți, băieți în apă. Cu mâinile în sus, pentru că fetele vor trebui să arunce colacii pe voi cât mai repede. Cine reușește să pună pe voi cei trei colaci cât de repede câștigă punctul nostru astăzi. Băieții, alinierea, ca la armată, alinierea. Băieții ăștia n-au mai prins armata, cred. Alinierea. El a Brațele făcut Sorin. Sus. Câți ani ai făcut, Sorin? Jumătate de an? De ce, că ai făcut și facultate? Ai prins încă un ciclu, bun, am înțeles. Wow. Robert, tu cum stai cu armata? La Robert e prea tânăr. N-a auzit de așa ceva. Brațele bun. Sus, pe locuri, fiți gata, start! Și un colac pentru Robert. Unul pentru Sorin. Doi colaci pentru Robert. Și trei colaci pentru Robert. Wow, Monica! Bravo! Ți-ai luat revanșa în această probă, felicitări, un punct. Sunt foarte bucuroasă, să știi. Sunt foarte bucuroasă. Bravo, bun. Îți meriți punctul. Hai să vedem ce puncte au fetele noastre. Monica a revenit foarte bine, spectaculos, chiar aș putea spune. În câteva momente aveți și voi afișat pe ecranele voastre clasamentul nostru. E ultima probă din această seară. După care o să ne luăm la revedere, pentru că ne vedem, dar ne vedem și mâine. Mâine vineri, dăm tot o petrecere. Tot cu soare, tot la Acoparcul din Florești. Roxana 7 puncte, Monica 3 puncte, Alexandra 6 puncte, Bianca 7 puncte, Cristina 5 puncte, Alexandra Sechei 7 puncte, Lavinia 6 puncte și Teodora 5 puncte. Felicitări, fetelor, mâine mai aveți o șansă să luați punctul nostru. Băieților, a fost o zi foarte frumoasă, ne-am distrat pe cinste, suntem și mâine aici de la ora 18, mulțumim sponsorilor noștri, Bevenuti, dar și Bulevard, Fiera și Alice Fiera Group. Și Alice. Nu uitați, ne vedem mâine de la ora 18 la Aquapark Florești. V-am pupat! Ciao! Stop, move your body. Rock this party. Dance everybody.
know what's on your mind. We come for you, have a good.